Bună ziua, dragi prieteni! Am aruncat o mână de covrigi. Aveam covrigi cu tărâțe. Și am aruncat în apă, să mănânce pește. Și ia uite ce se întâmplă pe lângă mine pe aici. E absolut incredibil. Câți pești se pot hrăni cu o punguliță de covrigi. Cu tărâțe, mai ales cu tărâțe. Vedeți, sunt aruncați în apă, așa plutesc. Iar aici, în spatele bărcuței, foarte multe roșioare am observat, oblete, pe lângă oblete vine și știuca, mănâncă și ea, alt oblete sau o roșioară mai mică, dar ia uitați cum face apa, de la o mână de covrigi. Ce înseamnă dacă fiecare am arunca în apă mâncarea care nu mai avem nevoie? Oare peștii s-ar bucura? Uitați așa, este... am aruncat eu. Iar lângă parcă, toată zona aceasta fierbe de pește. Efectiv fierbe. Sunt pe canalul Lete acum. În fața satului. Acum mai bate vântul, mai mișcă bucățile de covrigi. Eu le-am fărâmat, le-am dat așa ca să se poată mânca. Mai ușor. Aici sunt peștișori mai mici, care se observă. Au mâncat și ei, mănâncă și ei. Dar aici sunt cei mai mari. Aceasta a fost o știucă care a sărit. Incredibil. Am văzut mai devreme și am făcut poze la un pix de mârliță, cum îi spunem noi. Iar acum vedem cum sar pești. Incredibil cum... Da? Da, da, sunt la barcă. Da. În timp ce turiștii sunt la safari. Se reflectă soarele, știu. Nu e grozav. Dar, ia uitați cum se văd pește. Ia uitați și aici. Și cel mare. Vedeți bucata de covrig? Bucurie într-o pungă de covrigi. Asta înseamnă să dai înapoi naturii. Cu stimă, de la birou, pune Ciprian Safcă. Vă spuneam de știuculița, ia uitați-o. Cum stă ei așa așteaptă. Un pește mai mic.